fost doar de mine. N-am mai pregătit nimic de mult pe video, dar uite că acum m-am gândit pentru că mi s-a făcut poftă de ramen. Și m-am apucat eu să caut pe YouTube-ul românesc să văd ce rețete de ramen există. Doamne, ce bălării sunt! Doamne, eu am mâncat ramen în Singapore, am mâncat ramen în Asia și n-au nicio legătură cu pui tocați și cu... Doamne, așa că m-am pus să mă documentez și să găsesc o rețetă exact așa cum e la mama ei. Mama ei care, mă rog, are, e destul de incertă așa pentru că poate să fie și China și Japonia, pentru că se pare că ramenul este o adaptare a unei supe chinezești adusă de imigranții chinezi în Japonia și a apărut undeva în cartierul chinezesc, în Chinatown, în Yokohama, care este în Japonia. Și japonezii au tot dezvoltat. O sunt mai multe variante, însă cea mai cunoscută este cea din cea făcută cu porc. Așa că m-am gândit să fac exact această rețetă. Și o să vă spun că este o supă gustoasă, care necesită multe ingrediente. E cam scumpă pentru România, ce-i drept. Nu este chiar rețeta, genul de rețetă cu care v-am obișnuit eu, pentru că, na, fiind, eu de obicei vedeam rețete ușoare, simple. Numai că la asta o să muncesc vreo 2-3 zile. Pentru că trebuie să las mult la marinat ca să aibă într-adevăr gustul potrivit carnea și ouăle, să fac supa, să nu știu ce. Să începem cu primul pas, care înseamnă supa de porc. Am dat un clocot cărnii de porc, care este burtă, și am și os, uite, asta e cu os, carne și grăsime și de toate, pentru că asta când o să o băgăm la cuptor să se expandeze și așa să fie super bună. Deci o să facem supa, care este o supă obișnuită din carne care, cu apă, niște ceapă verde, usturoi și ghimbir. După ce am fiert supa, nu o să vă arăt acum, nu o să pun eu acum neapărat în oală, asta e oală, să știți că am pregătită, o să vă arăt după aia când fierbe, dacă țineți neapărat. Deci, după ce facem supa, facem marinada, în care o să punem carnea. Carnea se va lăsa la răcit în supă și vom pune, vom strecura supa, vom păstra carnea separat și supa separat. Iar pentru marinadă avem nevoie de niște chestii luate de la un magazin de specialitate japonez. Mă rog, un japonez și... corean și whatever. Am aici cam o cană de sos de soia. Am pus practic o sticlă jumate de sos de soia. În chestia asta trebuie să pun și niște miso alb, care este o pastă din care se face supa miso. O să punem cam 2 linguri. Hai să vedem. Eu vă arăt acum cum se face marinada, deși de ea o să am nevoie mai târziu, în faza a doua. Punem și niște mirin, care este un fel de sos folosit foarte mult în bucătăria japoneză. Este dulce. Punem... Nu pleca! Gata, ai rămas foarte bine. Așa. Trebuie să punem cam jumătate de cană. Eu o să pun așa la ochi. Bun. Am pus și mirină, trebuie să mai punem acum încă niște dulcețuri, ca să zic așa. Mai punem niște zahăr. 2 linguri de zahăr. Eu pun brunca, asta aveam în casă. Dar puteți să puneți și zahăr obișnuit. Și miere. Hai că pot. Și 2 linguri de miere. Bun, cu această marinadă vom da gust cărnii fierte și ouălelor fierte. Așa că, hai să facem de ordine la locul de muncă. Am pregătit prima fază,
Ouăle o să le pun la fiert în timp ce fac și supa. Mă rog, ele se fierb 6 minute, nu 2 ore. Apropo, supa ar fi bine să o fierbeți undeva între o oră jumătate și 2. După care o să punem carnea în, și ouăle în marinadă și o să lăsăm peste noapte, minimum 8 ore, maximum 2 zile. Eu o să le fac mai pe după amiază și o să le las până mâine și mâine o să revin cu următoarele etape. Am fiert ouăle și acum lasă să fiarbă supa de porc. Încet, mult și bine, adică vreo 2 ore. Menul meu are nevoie și de supă de pui și de supă și de legume, așa că am gândit să fac 2. Am o supă, am pus aici aripioare de pui și legume uscate. Eu folosesc frecvent legumele uscate pentru supele de bază, pentru că mi se par foarte eficiente și bune în același timp. Așa că acum las să fiarbă destul de bine această supă ca să avem gustul delicios pe care l-așteptăm. Și acum să facem mare reveal, să zic așa. Ce am lăsat peste noapte la marinat porcul și ouăle în acea marinadă pe care v-am arătat-o. Am pus deasupra acea farfurie ca să le țină adânc. Voi lăsa acum tot amestecul să ajungă la temperatura camerei pentru că urmează să pun porcul la cuptor și nu vreau să fie diferența termică foarte mare între temperatura din frigider și cea din cuptor. Urmează. Iată-ne și în ziua a doua de făcut ramen și o să fie și ziua a treia de mâncare. Bine, acum ideea este că puteți să faceți supa asta și să o puneți la congelator pentru mai târziu când aveți din ochi, deci puteți să faceți odată să munciți mult. De fapt, munciți atât la fel, doar că este cantitatea mai mare și puteți să aveți și pentru altă dată la congelator. Eu de multe ori fac chestia asta cu supele de bază, supă de pui sau de pește sau de legume, o pun la congelator și nu mai bună când am nevoie, o scot tot dezghețe aia. Bun, acum nu mai aveam supă la congelator, așa că am făcut supa de pui cu legume. Teoretic trebuie să pui supă de pui și supă de legume, ghișcele, am făcut împreună. Aici am supa de porc în care am fiert porcul ieri. Aici am marinada în care am ținut carnea de porc aproape o zi și ouăle. Și acum o să asamblez supa pentru ramen. Și în timp ce ea va mai fierbe vreo 20 de minute, așa cât să își ia, să se întrepătrundă aromele, o să pregătesc celelalte ingrediente. Haideți să începem cu supa. Am zis că pun întâi supă de porc. Ce nu v-am zis, am scos de aici, am scos de grăsimea de deasupra supei de porc, ca să nu fie foarte grasă. Românilor nu le prea place supa grasă. Dar puteți să vă puneți din asta în farfurie direct dacă vreți, mă rog, în bolul de servire, ca să fie mai bogat gustul. O să punem supa de porc. Numărul 1. Punem supa de pui. Eu o să folosesc cam jumătate din cantitatea asta, dacă acolo am cam un litru de supă de porc. Aici, dacă parcă era gradată asta. Aici am 2 litri, deci o să pun tot așa cam un litru din supa de pui și... Mamă, la fix am pus. Bun, avem zeama. Ce trebuie să mai punem în zeamă ca să o fierbem complet? Ghimbir, pe care l-am tăiat feliuțe, și usturoi. O să mai pun încă vreo 4, am chiar 5, bine, 4 și unul micuț, căței de usturoi și cam așa o bucată de ghimbir pe care le pun la fiert împreună cu. Și mai trebuie să mai pun din marinada de la porc. Ideea e în felul următor, în supele astea de bază nu am pus niciun fel de sare. Aici avem sosul de soia care este foarte sărat. O să pun acum cam o cană, mă rog, asta este o cană folosită de mine, o cană de supă, de marinadă în supă. O lăsăm să fiarbă.
La sfârșit o să asezonăm. Mai punem un pic de marinadă, poate mai punem și niște sare dacă este nevoie. Și în momentul asamblării finale o să punem și pe masă niște marinadă să-și mai pună fiecare în supă după gust. Cum se pune mușteiul în cerba de burtă. Bun, cât o să fiarbă supa, o să pun și... Hai să dăm drumul la cuptor. Perfect, pentru că va trebui să tai porcul în bucăți așa, cât de o înghițitură și să le pun la grillul din cuptor ca să devină crocant și să se expandeze așa un pic grăsimea aia pe care o să le punem după aia deasupra pe bolul de prietena mea care mă filmează și care este vegetariană, apropo. Face niște fețe așa când auze toate cărnurile astea și supele și toate cele. Bun, deci cât o să-mi fiarbă supa, chiar să-i dăm și drumul. Așa. Cât o să-mi fiarbă supa, o să pregătesc tot ce am nevoie în rest. Adică o să tai niște ceapă verde de pus deasupra, o să tai porcul pe care o să-l pun la cuptor, vreo 20 de minute, deci cam cât stă și supa la fiert. Și o să fierb tăieței pentru ramen. Și să nu uităm de nori, adică aceste foi de alge pe care o să le... micșorez, o să le fac așa bucățele, să le punem deasupra ca să fie frumos, să fie bun, să fie bine, să cum era vorba aia. Bun, revin cu asamblarea și până atunci mă bag la treabă. Întorc un pic bucățile de porc ca să se rumenească pe toate părțile și mai las câteva minute. S-a dus lumina bună, nu-i așa? Stai din cap de șină, frate, așa, exact. Asta e, ne chinuim cu ce avem, lucrăm cu materialul clientului, pentru că a sosit momentul asamblării supei. Nu este a treia zi, dar o să-mi rămână și pentru a treia zi, deci suntem tot în a doua zi, de-aia și sunt la fel îmbrăcată. O să am strecurat supa. Știți că am pus mai înainte supa de pui, supa de porc și cu niște usturoi și ghimbir și din marinada pentru porc. Ca să nu mai am toate acele legume, pare ghimbir, legumă? Dacă e o rădăcină, s-ar putea să fie legumă, nu? Anyway, deci ca să nu mai am acele legume în supă, am strecurat supa, este o supă clară, acum, pe care o pun în... am uitat să pun întâi ăștia, ca să, în funcție de câți tăieței pun, pun și supa, așa că... Hai să punem tăieței cu ce? Pune cu ăsta, ca să-mi le pun cu mâna. Vă dați seama că dacă n-aș fi filmată, le-aș pune cu mâna, da? Hai să punem așa. Punem tăieței. Pe așa se pun la fund întotdeauna. Bun. Rămâi acolo. Și tu așa. Și tu că ai vrut tot pe lângă. Bun. Deci am pus supa. Nu, am pus tăieței. Și acum pun și supa. Mai multă supă, mai multă supă. Și urmează să pun toate celelalte bunătăți. M-am lăudat eu cu cleștișorul ăla, dar tot cu degetele este mai bine. Așa că o să iau porcul crocant și o să pun câteva bucățele. Hai să dăm una mai. Așa. Avem ouăle marinate pe care le punem tot așa. Avem ceapa. Țac. Și norii, care sunt algele. Aș mai pune o bucățică de porc așa ca să fie frumos. Gata. Și aici avem, cine mai vrea să-și mai pună niște marinadă, dar în rest cam așa arată ramenul meu. L-am gustat separat supa și chestiile astea, acum e prima mea asamblare. Deci nu pot să vă spun cum este așa per total încă, dar este bun, la supa a ieșit bine, numai că am muncit al naibii de mult. Așa că m-am gândit să plec într-o căutare de ramenuri prin oraș, așa că în următorul episod o să vedeți căutările mele de ramen prin tot felul de restaurante din București, pentru că, na, e bun, nu e practic complicat de realizat, oricât
trebuie să adun tot felul de ingrediente care îți rămân după aia, că tu vrei să-ți faci puțin o oală de ramen, nu să-ți faci un kil de... Nu un kil, ai puțin. Un kilometru de ramen, un ce vreți voi. Și am rămas acum cu multă miso, cu mult mirin, deci trebuie să mă apuc acum să gătesc alte chestii japoneze la care să folosesc acele produse. Așa că mai bine mă duc eu și îmi cumpăr un ramen de la restaurant, ce ziceți, nu? Dar până una alta aveți acum rețeta cum puteți să-l faceți și ne vedem la următorul episod din oraș sau poate de aici de acasă cu noi rețete, cine știe.